Acum, noi vom face construcție uh, migdală slim pe unghie tip standard. Normal, când facem construcție, nu uităm. Noi trebuie să scurtăm unghiuța. Această unghiuță are hiponichium, dar nu foarte exagerat. De ce? Eu pot, leger, să mă apuc să scurtez unghiuța în primul rând la 90 de grade. Totul. Când avem unghiuțe. Tip standard, noi scurtăm uh, cupila la 90 de grade. Când avem hiponichium, înclinăm pila către clientă. Acum am ajuns la hiponichium și va trebui pentru clienta noastră are hiponichium. Uh, în primul rând vreau să, re să rețineți că am uh, cuticula deja am curățat-o ca să nu mai pierdem timp. Aveți deja filmuleți cum se curăță cuticula și uh, pentru mine e mai important era să vă arăt cât mai multe modele pe diferite tipuri de paturi unghiale exfolierile le eliminăm. Prima dată am eliminat către clientă, doar puțin din vârf, apoi către noi, da? Și nu uităm că trebuie să luăm cu pila fină, adică cu buffer-ul. Încă o dată, acum pilim. Nu trebuie să subțiați foarte mult. Eu am luat exfolierile, dar eu dacă insistam cu pila mai mult, la mine vârful liber se subția și eu nu mai puteam să-i să montez șablonul. Acum eu am delimitat hiponichiumul, vedeți? În cazul ei, uitați-vă, hiponichium parcă a crescut cu tot cu falduri cu degețel. Trebuia obligatoriu un pic să-i împing, căci nu e ok așa să se... Să se... Uh, să înceapă să crească, practic el ia și din faldul distal. Uh, poate să fie mai dificil pe viitor, de deci, aceea clientelor de genul ăsta trebuie să le recomandați ca ele de fiecare dată să-și mai împingă cât pot ele uh, cuticula. Am degresat unghiuța. După ce am degresat unghiuța, eu o voi lua și voi aplica, uh, voi monta uh, baza, aplic și după aia montăm șablonul. Baza aplicăm subțire de rubber, după care luăm ușor, pensulăm baza pe toată unghiuța. Rețineți, nu aplicăm pe cuticulă, pe hiponicium. Hiponicium rămâne în aer. Nici nu sigilați marginea. Bag la. Pe unghiuța aceasta standard, eu voi monta șablonul o, drept, dar voi încerca un pic de tot, prin strângerea șablonului, să ridic un pic de tot șablonul, ca planul meu drept, planul meu a unghiuței să fie cât mai drept. Adică să facem o medală modernă slim cu cât mai puțin pronunțat apex, da? Să luăm șablonul. În primul rând, luăm iarăși interiorul șablonului, da? Luăm forfecuța noastră, v-am spus, mie îmi place foarte mult forfecuța aceasta de la Cupio, ea este de fapt destinată pentru cuticule, eu nu recomand pentru că nu toată lumea are autoclav ca să o desterilizeze, da? de aceea eu recomand să o folosiți la șabloane, este foarte ascuțită și este foarte bună pentru așa ceva noi facem la, după cum ți minte eu, inelar. La inelar este liniuța 2 pe diagonală, dar clienta mea are faldurile medii, digițele subțiri, de ce eu voi tăia doar jumătate din fald și voi face același lucru în partea cealaltă. Jumătate. Apoi, voi lua mânuța clientei înainte de a decupa în interior, mă voi uita cum se încadrează șablonul meu. Trebuie decupat în interior pentru că linia hiponichiumului ei se, adică se rezumă, se cataloguează, nu știu, se atribuie, mai corect cuvântul, pentru unghii încovoiată, De aceea eu acum voi lua de la linia diagonală 2, și voi merge ușor, dar nu în totalitate, doar jumătate din adâncime. Voi lua din interior, adică voi adânci jumătate. Iau frumos șablonul, iau unghiuța, perfect ne-a intra șablonul, perfect. Vedeți, el va urca, dar nu foarte mult. Dezlipesc, dezlipesc șablonul, de data aceasta eu vreau să-i păstrez uh, uh, urechiușa de su din vârf, da, partea de su din vârf, acest lucru îmi va permite să formez forma cât mai conică și mai frumoasă, o lipesc perfect, da, după care iau frumos șablonul meu, Am văzut că îmi ține un pic colțișorul acesta aici, da? Dacă vedeți că ține, decât să-l băgați clientei în creier să o simtă, e nevoie doar de un pic de tot, de jumătate de milimetru, de o fâșie subțire, să îl eliminați, îndepărtați-l voi. După care, vedeți, eu am pus pe hiponichium. Nu aveți voie să faceți așa. Îl vedeți atârnă hiponichium pe desubt? Nici într-un caz. Deci ați băgat peste hiponichium. Las distanța urechiușilor pe deget un pic mai mult de un centimetru. Dacă vă uitați, șablonul meu un pic urcă. După care eu iau frumos, lipesc urechiușele deasupra. Dacă nu aveți siguranță în șablonul vostru, apucați de urechiușe, da? trageți de ele și începeți să lipiți. Lepiți ușor, drept, cât mai drept, să nu se se îndoaie. Vedeți, să nu se îndoaie deloc șablonul vostru. După aceea, luați ușor și urcați în sus. Urcați conic. Nu uităm să întoarcem mânuța în fața noastră și să verificăm dacă șablonul este drept. De exemplu, la mine șablonul nu este drept. De ce? Eu voi ține de vârfuleț, voi dizlipi de o urechiușă, de exemplu, dezlipez de urechiușa aceasta, da? Și uitați-vă. În primul rând trebuie împins un pic. Trag pe partea în care este strâmbă. Apuc și trag mai mult. Când văd că nu se deplasează șablonul, înseamnă că trebuie să le liberez pe partea opusă. În condițiile acestea, șablonul meu se va așeza bine. Întoarce. Dacă clienta mea ține degetul drept, voi veți observa că șablonul meu un pic de tot urcă. Eu nu vreau să fac o migdală super subțire, uh, Plată. Dacă vroiați să faceți o migdală slim-slim, înseamnă că voi dezlipiți urechiușele, ridicați șablonul mai sus și lipiți urechiușele la loc. În condițiile acestea, voi veți avea acea trecere, da? O vedeți? Așa, următorul lucru, ce facem noi? Luăm un gel de construcție... Și executăm extensia. Eu am să pun gelul pe vârf, după care, ușor cu pensula, voi pensula suprafața. Apoi, acest gel îl voi lua și îl voi aplica pe extensie. Din punctul de creștere, mergem o linie dreaptă, apoi umplem trecerea cealaltă. Dacă nu va ajunge, puteți să mai luați un pic. Nu uităm, de data aceasta ne facem unghiuțe scurte de salon. Nu facem unghii lungi, pentru că avem cliente și cu unghiuțe scurte. După care tragem ușor pe oval. Șablonul nostru deja are marcajul pe oval. Deci, voi pur și simplu respectați linia nu de la pătrat, dar linia de pe migdala. Adică mergeți pe oval automat voi veți avea deja liniile. Te uiți pe o parte, pe alta, dacă ai aplicat materialul bine. Mai mult de atât, eu nu vreau. Eu vreau o lungime mică. Clienta mea are nevoie de lungime mică. În afară de asta, nu uităm. Verificăm punctele de creștere. Din punctul de creștere, nu trebuie să avem o linie perfect dreaptă și mergem în sus pe oval după linie. Întoarcem. Dacă lungimea pe care ați ales-o voi este între... Acum eu am să las așa. De exemplu, așa trebuie să fie migdala, de exemplu, mărimea 2, da? Dar clienta zice, nu vreau nici 3, dar vreau, de exemplu, 2 jumate. Ce o să faceți voi? Voi o să respectați linia de la 2, dar o să trageți cu o distanță perfect egală bazându-vă pe liniuța 2, da? Mergeți, trageți perfect egal dintr-un capăt până în altul până veți obține 2 jumate. Și iarăși, așezați linia drept, de aici mergeți pe oval respectând, lăsați colțurile, nu mergeți pe oval din prima. Mai bine să aveți din cepilii decât lipsă. Drept și pe oval. Și am obținut ovalul meu. Acum eu am să-l bag la lampă. Îndepărtăm șablonul. Vedeți? Avem o mică așa um, curbă. Mai mult de atât adâncitură. Mai mult de atât eu la migdală nu vreau să am. Aplicăm un strat subțire de gel. Acest strat subțire este stratul de alunecare. după care venim cu cantitatea mai groasă, mai mare, să zicem, apexul. Punem bula pe unghia naturală, împingem ușor, tragem, împingem, tragem, împingem, tragem ușor și ne așezăm cantitatea. După ce mi-a tras cantitatea de gel, eu trag ușor către vârf. Încercați să puneți cantitate cât mai puțină. În condițiile acestea, voi veți avea de pilit foarte puțin. Nu-ți ajunge cantitatea de gel, nu trage către vârf tot, că va ieși de nivelări adaugă o cantitate și subțire ca un firicel de ață, tragi, eu nu apăs. Și uitați-vă atent, nu uitați de degetul care se sprijină. Da? Niciodată nu uitați că voi trebuie să vă sprijiniți cu degețelul. Da? Așa. Am aplicat cantitatea, verificăm apexul nostru să fie o linie dreaptă și verificăm punctul de creștere. Aici am văzut un mic gol, unghia naturală. Împlem, umplem. umplem. N-avem voie să avem uh, uh, puțină cantitate de gel în zona de stres. Aceasta poate să ducă la crăparea unghiei. Dacă aveți cantitate multă și vă e frică să nu aveți depilit mult, eliminați-l. Nu încercați să lăsați o tonă de gel. Voi trebuie să vedeți unghia voastră perfect subțire, ca și cum doar, aveți doar de a pili puțin de tot. Dacă vă învățați să puneți cantitate puțină, va fi foarte ușor vouă pe viitor să lucrați. Cum învățați, așa veți face. Rețineți. Plan drept până în apex, din apex o mică, mică, bomb, mic de tot bombeu și băgăm la lampă. Acum urmează, urmează pașii de pilire. Pasul 1. După regula schemele noastre pe care noi le-am scris, avem așa. Pasul 1. Vârful liber. Pasul 2. Din punctul de creștere, fără a atinge zona de stres, pilim paralele laterale. Am terminat. Pasul 3. Arca longitudinală. O linie perfect dreaptă. Și pentru că noi în cuticulă avem la fel, dacă aveți mult, puteți să piliți și la 45 de grade de cuticulă. Eu nu am mult. De ce? Eu am pilit doar de control. Asta nu este important. Următorul pas. O muchie din vârf până în apex. Am întors degețelul, pilesc următoarea muchie. M-am oprit. Am întors altă muchie. Am întors încă o muchie și încă o dată am pilit altă muchie. Am terminat. Automat, când faceți șapte muchi, la voi suprafața devine foarte finisată și vouă va fi foarte ușor să piliți. Acum, eu în capul meu îmi împart unghiuța în jumătate. Adică, de aici, eu prima dată curăț toată zona asta. Și începem cu cuticula. Știm foarte bine: dacă culcăm cuticula pe clientă, o doare. Nu uitați! Cu pila ridicată prima dată. Dacă eu acum am să vă hașurez tot, veți vedea că mișcările mele sau pilitul meu este exact zona asta. Da? Și începem. O dată, două. Vedeți pila mea cum pornește, da? Fetele țin minte care au fost la curs la mine acum 2 ani, eu numeam frunza. Într-un fel, urma într-adevăr rămâne a frunzei, pentru că eu încerc din zona de stres fără a atinge să pilesc ca o lacrimă aici. După care, tot în jumătate, pentru că de ce să iau la cuticulă? Am întors. La cuticulă? Am întors. La cuticulă? Am întors. Eu pierd mult timp. Mie îmi trebuie să merg cât mai repede. De aceea scurtarea timpului înseamnă pilirea jumătății de unghii. Gata. Am terminat. Uitați-vă cât de rezistentă e. Întorc mânuța ușor și întorc mânuța, cliente, ușor, întorc mânuța, tot întorc, întorc, ușor, ușor, până iau totul și apoi toată suprafața unghii. Dacă vreau, pot să mai trag o pilă de control invers. Dar nu uitați, pila de control înseamnă din margine, dacă vă uitați pe poza de sus, se vede dintr-o parte, iar din partea cealaltă veți vedea unde noi oprim. Paralel. Pila mea mereu se oprește paralel cu arca longitudinală. Și am terminat, suprafața este perfect dreaptă. cum mi-a rămas să pilesc paralela de jos, o linie dreaptă. Paralela de jos, o linie dreaptă. Aveți grijă să nu intrați în uh, paralelă. Am pilit. Ăsta s-ar numi oval modern, da? cu unghiuri de, 90, de, de 45 de grade, cu planul drept, însă eu vreau să-i fac, sunt cliente care nu suportă colțurile și vrea slim da? Înseamnă că eu pun pila mea pe colț, vedeți? Pila mea e pusă pe colț, vedeți? Dați un pic așa. O pilă, două, trei. Am obținut trei muchii, da? Ca în schemă. Și acum, merg în jos, merg în sus, merg în jos, merg în sus. Mi-am rotunjit în sus unghiuța. Același lucru fac pe partea opusă. Pun pila pe colț și încep într-o parte, în alta. Mi-am pilit unghiuța. Dar asta încă nu este tot. Eu trebuie să întorc unghia în fața mea și să o așez din față să am perfect rotundă. După ce am făcut-o, abia acum urmează, stați un pic aici, mișcări sunt scurte. Abia acum urmează photoshop -ul. adică trebuie să fac unghia mea să fie perfect subțire. Dacă eu vreau ca unghia mea să fie mai îngustă, deși la slimuri eu nu recomand, atunci eu pot să pilez din pereții laterali. Adică eu pot să pin, pun pila pe de sub și să iau. Însă forma aceasta va fi spre clasică și la clasică noi pilim altfel. De aceea, țin mânuța și încep să îmi fac doar Photoshop-ul. Adică cu suprafața totală a pilei, dintr-un capăt până în altul, eu pilesc unghiuța și verific forma. Uh, unghiile migdale care le fac eu au curbă, ele nu sunt plate. Automat, datorită curburii, în primul rând ele par mai subțiri și, în al doilea rând, ele uh, au mai multă rezistență, pentru că, în caz contrar, unghiile acestea pot să crape foarte ușor în zona de stres. Și aceasta este unghiuța noastră. Aveți grijă să faceți controlul. Peste tot. Încă o dată am verificat. E perfect. Cam asta este unghiuța. Mai ascuțită, n-aveți voie să o faceți, da? Acum eu voi scutura tot praful și la această unghiuță noi vom pune folie. De multe ori, clientele cer repede folie sau un, rap, un design rapid cel mai rapid design este să iei bază, să aplici un strat subțire de bază, unii fac cu primer, mie îmi place cu bază. Primer non acid, cu bond, eu sunt fană bază, așa nu am lifting nici la cuticulă, am aplicat frumos subțire baza și polimerizez 30 de secunde. De exemplu, eu am luat acum culoare, da? Culoare, folie. Eu pot să aplic folie în două straturi. Adică, de exemplu, pentru prima dată, eu pot să iau o culoare, pentru că a mea clientă are portocaliu, eu pot să iau, de exemplu, culoarea aceasta și după aia să o amestec cu argintiu, da? Pentru că gold roze nu se potrivește. Și pot să iau, de exemplu, chiar și culoare albicioasă, să o bag pe sub și după aia cu -miu, să venim deasupra, în două straturi sau într-o singur strat. Așa, s-a polimerizat. Eu prima dată vreau, pun pur și simplu, rețineți, cu baza luceasă în exterior, cu aia mată pe interior. Fetele de multe ori lipesc invers și întreabă de ce nu se lipește folia. Și lipesc baza. Mie îmi place foarte mult această nuanță pentru că ea arată foarte interesant. Vedeți? Și după aia, uscăm, cât, a, nu uscăm, pardon, îi punem baza încă o dată, de exemplu, eu vreau să vin să fie suprapusă. Dacă vreau să fie în goluri, atunci eu vin direct cu baza altă culoare. Dar dacă eu vreau să fie suprapusă, atunci eu mai vin o dată cu bază Bag la lampă, acum am aplicat deasupra. Vedeți, practic, eu am suprapus culorile și arată mult mai interesant. Acum noi vom veni cu finish și gata. De exemplu, puteți, după ce ați făcut lucrul ăsta, să mai veniți cu spider negru. Aplicăm finish-ul într-un strat subțire. Când faceți cu folie, nu vă omorâți să puneți foarte mult, că oricum blicul nu este chiar atât de vizibil. Dar uitați-vă cât de frumos se vede când sunt suprapuse. Îți crea senzația, voi puteți să faceți lucrul ăsta strat cu strat și atunci foliile voastre vor fi în substraturi și va crea un efect foarte frumos. De fiecare dată, înainte de a băga lampă, învățați-vă clienta, chiar dacă nu faceți blic, să întoarcă mânuța. Mie îmi place foarte mult să așez spiderul. Spider ul sunt fete care lasează cu mănușa. Mie îmi place să iau pur și simplu spiderul și să-l așez subțire, subțire. De ce? Eu iau o liniuță, o fâșie, nu groasă, da, cu pensula subțire și încep să-mi înfășor. și iau și încep să-mi înfășor. Lucrul ăsta face ca spiderul meu să arate frumos pe unghiuță. Liniuții subțiri. Nu vă omorâți să luați mult. Și asta este tot după ce ați făcut lucrul ăsta, înainte de a băga la lampă, dacă ați murdărit, pentru că în tehnica asta se murdăresc faldurile. Le ștergeți frumos și după aia polimerizați. Nu uitați să ștergeți și pe de sub degețelul. Și totodată ștergeți și folia frumos, ca unghiuța cliente să fie frumoasă. Și uitați-vă cum va arăta unghiuța noastră.